Elevii ai Colegiului Național Moise Nicoară, interesați de comunicare, asistență socială, sport, dar și de televiziune și cinematografie, au vizitat Facultatea de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, precum și televiziunea universitară Goldiș TV și televiziunea Arad, aflate în sediul facultății. Elevii claselor a 11-a și a 12-a au fost întâmpinați de către prorectorul UVVG, conferențiar universitar dr. Cristian Bențe și profesor universitar dr. Teodor Pătrăuță, directorul departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Elevii au aflat detalii despre Facultatea de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, despre viața de student la Arad. Intenția noastră asta este să avem un dialog deschis cu voi, pentru că așa putem să aflăm și noi care sunt preocupările voastre, care sunt proiectele de viitor și în același timp intenția noastră este să vă prezentăm ceea ce facem noi în fiecare zi pentru învățământul arădean și nu numai. În titlul studentului veți găsi informații despre fiecare dintre aceste facultăți și mai mult decât atât eu vă îndemn să intrați și pe site-ul universității, aveți acolo www.uvvg.ro și pe pagina de Facebook a universității. Nu de asta, dar avem concursuri pe care le-am inițiat de ceva vreme, cu premii frumoase, care încearcă să vă stimuleze și să vă apropie de activitățile noastre. Elevii claselor a 11-a și a 12-a, interesați de televiziune și cinematografie, au vizitat televiziunea universitară Goldiș TV și televiziunea Arad. Ei au aflat detalii despre activitatea într-o redacție de televiziune, structura și aparatura necesară funcționării acesteia. Bună ziua, domnilor și domnilor! Mă numesc Anca Șișu și vă prezint știrile televiziunii Arad. Ministrul Agriculturii Petre Daia a fost prezent astăzi la Arad pentru inaugurarea centrului local al Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultura Arad în localitatea Chișinău-Criș. Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă numesc Necălin și sunt aici să vă prezint știrile televiziunii Arad. La data de 23 martie, în contextul aniversării a 196 de ani de tradiție și continuitatea poliției în slujba cetățenilor și a aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, Inspectoratul de Politică Județeană Arad derulează timp de 2 zile o serie de activități culturale, educative și sportive. Bună ziua, domnilor și domnilor! Ne aflăm astăzi pe platou cu Andreea Nag, care este aici în cadrul unei experiențe în săptămâna altfel. Andreea, cum de te-ai hotărât să aplici pentru acest program? Sincer, mi s-a părut cea mai interesantă variantă și aveam de mic copil o atracție față de cinematografie și regie, în speranța că o să urmez o facultate bună ca să devin și eu regizor și poate, cine știe, o să colaborez cu prieteni din ani mai mare cu mine să facem un film considerabil, ok.